Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre o informație care a apărut în media zilele trecute. Ne referim la faptul că 20 de școli vor fi închise până în 2018. Acestea, dar și alte aspecte ce țin de tema noastră de discuție, vor fi abordate împreună cu Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Și Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bine ați venit, domnule Lebedinski! Bine v-am găsit! Domnule Crudu, haideți să pornim de la această cifră. De ce 20 de școli urmează să fie închise sau poate termenul cel mai corect ar fi aici, nu știu, optimizate în contextul în care vorbim tot de reforme? Vă rog. Haide. Poftim? Lichidate. Sau lichidate? Știți, în principiu, Ministerul Educației a colectat aceste informații din teritoriu. Da. Deci noi, pe parcursul lunii ianuarie 2017, am avut aceste discuții cu organul local de specialitate în persoana direcțiilor de învățământ raionale și municipale, unde am solicitat o prognoză a optimizării rețelei școlare. Deci vreau să aduc la cunoștință dumneavoastră că, conform Codului Educației, tot ce ține de grădini și școală este descentralizat către administrații publice locale de nivelul 1 și nivelul 2 și, în principiu, pentru buna funcționare a acestor unități de învățământ, sunt responsabili ei. Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor fac calculele conform normativelor stabilite pentru grădiniță școală și acești bani merg spre consilii raionale, care în baza unei formule cu standard pe elev sunt repartizate pe fiecare unitate de învățământ. Iată, la 30 ianuarie, unitățile de învățământ în persoana direcțiilor raionale municipale au prezentat Ministerul Educației aceste propuneri, prognoze, mai bine zis, ale dânșilor, în care erau incluse 67 de instituții de învățământ care urmau să se reorganizeze. Din 67, 20 urmau să fie propuse chiar de către consiliile raionale spre lichidare, iar restul, 47, urmau să-și schimbă statutul din liceu în gimnaziu, din gimnaziu în școală primară, create complexe, școli primare, grădiniță sau gimnaziu, grădiniță. Deci, iată, aceasta a fost cifra la 30 ianuarie. Dacă e să vorbim ceea ce avem noi astăzi, inclusiv că am avut astăzi ședința cu reprezentanții din direcțiile raionale de învățământ, atunci vreau să vă zic, să comunic dumneavoastră și celor care ne privesc, că la ziua de 13 iulie sunt hotărâri ale Consiliilor Raionale privind lichidarea a 18 unități de învățământ. Deci, din ce considerente? Mare parte sunt instituții cu statut de gimnaziu din cauza din numărul mic de copii, deci de la 40 de copii pe instituție până la 76 de copii în instituție. Este o singură instituție de învățământ care urmează noi să ne documentăm suplimentar Ministerul Educației. Vă zic, noi nu am avut pârghii și nu avem astăzi pârghii de a interveni în deciziile consiliilor locale. Este vorba de Raiona Călăraș, care urmează să discutăm suplimentar, să vedem de ce gimnaziul din satul Tuzara a fost propus spre lichidare. Sunt mai multe argumente de ce ei au făcut acest lucru. Și din lipsa cadrului didactic și din lipsa surselor suficiente, inclusiv motivul fiind că de la gimnaziul Tuzara până la liceul teoretic Alexandrii din orașul Călăraș, distanța de deplasare este de 1,5 km. Plus la aceasta, cei din teritoriu ne-au spus că circa 40% din copiii din satul Tuzara niciodată n-au mers în școala lor din sat, dar au mers spre școlile din orașul Călăraș, care se află în vicinătate. Dar decizia, iarăși, este decizia a părinților, deoarece copiii aceștia nu sunt transportați cu transportul destinat transportării copiilor, dar merg pe contul părinților. Deci, iată, acestea sunt informațiile la ziua de azi. Mai mult ca atât, noi astăzi în această ședință, care a durat vreo 4 ore, vreau să vă zic, ne-am discutat aspectele de pregătire, câte 9 ani de studii, toate aspectele, și asigurarea cu cadre, și cu manuale. Da, să discutăm și despre cadre. Da, vreau să vă zic că noi am propus modificarea la hotărârea 868, la propunerea viceministrului educației Lilia Pogolșa, care îndeplinește acum mandatul de ministru, ca să venim în această hotărâre 868 cu o nouă noțiune de filiale. Deci filiale a școlilor de circumscripție, astfel dând posibilitate localităților
și autorităților ca să creeze aceste filiale unde sunt astăzi copii puțini, da, dar vor fi afiliate unor școli de circumscripții mari. Da? În aceste filiale nu vor avea conducerea, deci toată conducerea va fi asigurată și managementul va fi asigurat de către școala aceasta de circumscripție pe dimensiunea managementului educațional și cel financiar. Da. Domnule deputat, cum trebuie să privim această reformă din sistemul învățământului? Pentru că istoria este una mai veche. Începând din anul 2013, dacă nu mă înșel memoria, vorbim despre optimizare, vorbim despre reducerea numărului de școli în țară și până la urmă am vrea să discutăm și despre o finalitate. Vă rog. Chiar recent, o săptămână, două în urmă, am avut posibilitatea să discut cu niște persoane din Canada. Da. Și mi-au dat și exemplul Japoniei. Au spus că ei întrețin și cele școli care au și 40 de elevi și pe cele le întrețin pentru că înțeleg că depopularea, dacă din sat dispare școala într-o localitate, cu timpul și localitatea dispare. Dacă noi vrem cu timpul să dezvoltăm această localitate, noi trebuie să investim, să găsim surse suplimentare. Pentru că să menținem această instituție de învățământ, ca cu timpul să aducem tineret încolo, în acest sat, ca noi să avem acolo și o grădiniță bună. Bine, chiar dacă nu e liceu, e un gimnaziu, dar noi trebuie să avem fiecare localitate câte un gimnaziu. Să nu mergem la această metodă. Deci eu consider că anume standardul care a fost introdus că costul fiecare instituție de învățământ primește pentru fiecare elev primește o anumită sumă de bani, aceasta și-a fost greșeală. Noi ar trebui să revedem probabil. Aceasta este rentabil pentru școlile mari. Unde sunt 1.000-1.200 de elevi, aceste școli sunt prospere. Dacă de la 80 de copii, această școală de acum nu mai este rentabilă, mai puțin de 80 de copii. Aceasta o spun și profesorii. Chiar 80 e cu marge greu, dar se includ în toate cheltuielile. Mai puțin de 80 dacă le trebuie cursuri suplimentare. Și în cazul dat, atât administrația centrală, republicană, cât și cea locală, trebuie să găsească surse pentru să întrețină aceste instituții, dacă ei vor să mențină mai departe localități. Dacă ei au ca scop lichidarea acestor apeleuri, atunci da, eu îi înțeleg pe ei. Ei vor să facă un teren curat în localitatea dată și după aceasta se descurce. Cred că alt motiv eu nu înțeleg. Procesele, nu ați avea perfecte de toate atunci când spunem ce se întâmplă și în alte, bine, Canada și Japonia sunt state foarte dezvoltate, bineînțeles că noi am privit în mare parte ce se întâmplă în țările din apropiere, dar deci România și alte țări balcanice, să zicem, țările ex-sovietice, ce se întâmplă în țările baltice, Belarus, să zicem, sau Ucraina. Și vreau să vă spun că procesul acesta de optimizare în Republica Moldova nu s-a început în 2013, optimizarea rețelei școlare s-a început mai devreme, cam de prin 2006. Și vreau să vă dau numai niște cifre și să vedem. Deci noi, când am spus că Ministerul Educației, dar statul, Parlamentul a aprobat legea cu privire la descentralizare către autorități, da, s-a făcut delimitarea aceasta ce competență au primăriile, da, și ce competență au consilierele în alea municipale. Și atunci ei întotdeauna au solicitat pe dimensiunea grădiniță, școală, ca să aibă ei competență, ei să reorganizeze, ei să le înființeze, ei să le lichideze, da? Poate greșeala cea mare a fost că în codul actual al educației, care a fost aprobat în 2014, nu s-a introdus ca aceste reorganizări să se facă cu acordul Ministerului Educației. Da? Ministerul Educației a fost scos din joc, a fost scos din cărți. Lucrul acesta se întâmplă la nivelul localității. De la 2014 încoace nici nu ne întreabă. Închid, reorganizează, dar este o altă realitate, vreau să vă spun, și cred că cunoaște și domnul deputat. O realitate crudă care ne vorbește, dacă ne uităm de la 2001 încoace, deci noi în 2001 am avut în Republica Moldova în jur de 1600 de școli. În aceste 1600 de școli învățau circa 614.000 de elevi. Acum, în 2017, la 31 mai, deci noi am finalizat cu un număr de circa 1300 de școli, de toate tipurile și private, vorbesc, da? În care sunt 326.000 de copii. Adică numărul de copii practic a scăzut cu 47-48%. Cu populația școlară vorbesc, da? Și din aceste considerente, localitățile care au fost mici, da? Localitățile unde natalitatea nu a evoluat. Localitățile probabil că unde nu au migrat cetățenii noștri către localitățile mai mari sau centre rurale sau orașe, au rămas foarte puțini copii de vârstă școlară. Și din aceste considerente, în foarte multe din localități, ne-am trezit cu situația că
nu s-a dezvoltat paralel. Adică a scăzut natalitatea, pe de altă parte, în instituția de învățământ nu au venit pedagogi tineri, deoarece numărul de copii era în descreștere, au rămas pedagogii care au îmbătrânit în aceste localități, acum sunt pensionari și dacă îi să luăm și planul cadru, planul de învățământ, atunci pentru treapta de gimnaziu noi avem o singură clasă, pentru la paralelă, da? De la 5 până la 9 avem numai câte o singură clasă, pe anumite discipline școlare nu avem sarcina didactică de plină. De exemplu, chimia, fizica și biologia au câte 6, 7, da, deci sunt două discipline la noi în planul cadru, limba de instruire, română sau rusă, și matematica, care au sarcina mai mult de 18 ore, da? Și în aceste considerente, foarte mulți profesori sunt cumulari care cumulează, dar nu prea vor să cumuleze din sat în sat, nu prea vor să se miște. Se deplaseze. Deci noi utilizăm astăzi unitățile de transport. Transportăm și elevii către școală și profesorii către școli, dar nu peste tot este posibil lucrul ăsta. De aceea, problema care acum ne-am pus-o noi, să încercăm prin crearea acestor filiale, ca noi să, în localitățile unde există posibilitate și instituția de învățământ corespunde standardului minim de dotare, adică vorbim de școală, în care să fie apeduct, în care să avem WC-ul în curte, nu în curte, dar în școală, să avem condiții elementare prin clasele și laboratoarele specializate, biblioteci, internet, calculatoare și cadru didactic, bineînțeles, pentru disciplinele școlare, să încercăm prin crearea acestor filiale, în măsura în care vom putea să, pe de o parte, să nu periclităm procesul de educație, da? Care trebuie să fie unul calitativ, ori elevii, absolvenți, indiferent de cât sunt în clasă, indiferent de câți copii sunt în sat, ei iau examenul național la absolvirea gimnaziului și trebuie să fie certificați corespunzător, iar pe de altă parte să încercăm totuși în măsura în care reușim să păstrăm aceste unități de învățământ. Iată, domnul Lebedinski, vreau să vă spun că noi am făcut propuneri și am zis încă, cred că acum 10 ani, da? În măsura în care putem păstra astăzi școala primară, în fiecare localitate, școala primară, grădiniță, da? Să încercăm să o facem. Formula de finanțare care a fost pusă în aplicare în Moldova pe LAR din 2013, da? Ea prevede susținerea și școlilor mici primare la inițiativa autorităților locale. Astăzi, dacă sincer să vă zic, avem 91 de școli primare în lista școlilor din 1300 pe care am vorbit eu, care au mai puțin de 40 de elevi. Adică asta înseamnă că dacă 4 clase de la 1 până la 4 sunt mai puțin de 10 elevi per clasă. Și de regulă aici se face învățământ simultan clasa 1, 3 și 2, 4, două clase numai, da? Și nu știu dacă este calitate. Iar lista gimnaziilor care au mai puțin de 80, da, cum ați menționat dumneavoastră, sunt 190. Da. Domnul Lebedinski, din datele oficiale pe care le am în calitate de jurnalist, după 2013, Banca Mondială ne-a dat peste 40 de milioane de dolari pentru reforma învățământului, pentru Republica Moldova. Iată că după 4 ani am primit doar o jumătate din sumă, pomenindu-ne că nu avem posibilități, cel puțin așa au fost interpretate în media, pentru a cheltui eficient acești bani. După ce vom afla și punctul de vedere al domnului Crudu, vreau să vedem la nivel de legislativ ce s-a discutat, de ce bani vin, până la urmă dovedim incapacitate de gestionare, de reformă a învățământului, ce se întâmplă? Chiar n-am știut despre această informație, da. Dar aceasta încă o dată confirmă faptul că managementul, atât la nivel republican cât și la nivel local, dă de dorit. Dacă noi nu suntem în stare să gestionăm aceste surse, eu nu știu, e vorba de credite sau e vorba de granturi, aceste sume? E vorba de credit. Dacă e vorba de credit, dacă e vorba de credit, evident, e foarte bine că nu a fost folosit. Da. Deoarece aceste credite aveau să ne aducă încă cheltuieli suplimentare statului, respectiv procentele, rata de folosire acestor credite, și cred că poate mai bine. Aici nu vă pot spune. Dacă era vorba de granturi, atunci erau infracțiuni din partea statului că n-au fost folosite. Dacă e vorba de credit, atunci eu mai rezervați. Da, mult mai rezervați sunt față de această, cum a fost folosit. Nu vă pot spune, de aceea nu dispun de această informație. Dar eu aș vrea să spun alt lucru. Da. Ceea ce domnul Crudu a menționat, că ideea cu filialele. Poate undeva în Raioane și-ar fi bine, dar la noi se procede în Chișinău să fac filiale. La Chișinău nu am este idee, pe bază la anumite licee. Eu
în oricare măsură am tangenții cu sectorul centru, deci mă întâlnesc cu profesori și vor să fie lichidate conducerea câtorva instituții de învățământ. În orice caz, pe timpul doamnei Fusu, aceasta se promova foarte intens și să rămână director la o instituție care se conduc cu 4-5 licee. Am înțeles, acolo și-l răspund, da. Și aceasta cred că ar fi o greșeală mare. Dar domnul Crudu spune că s-a intervenit modificări la hotărârea guvern. Dar noi putem să, ministerul poate să vină cu modificări și la codul educației. Dacă s-au identificat acestea, eu cât am fost membru și vicepreședinte a comisiei din Sport Mass Media, eu n-am primit careva proiecte să vină din partea ministerului, ceea ce e legat de modificarea codului educației. Măcar că toți recunosc că el este ineficient și el, practic, jumătate se poate schimbat liber. Domnule Bedenschev, până afla, cerem scuze, domnule Crudu, până afla punctul de vedere, vreau să vă întreb, atunci când vorbim despre reforma în învățământ, cel puțin s-a conturat în societate din anul 2013, dacă mă înșel memoria, doamna Sandu era în fruntea ministerului, s-a început reforma cu includerea camerelor, luat de vedere cu alte acțiuni. Poate ar fi fost cazul să vorbim despre reparația acestor școli, despre încercarea de a atrage tineri specialiști aici, de a aduce echipament necesar. Anume asta și trebuie să o facă. Și după aceea anume cu specialiști trebuie să lucreze. În Japonia, noi am menționat astăzi și ne întoarcem iar lui, după război, când era o țară distrusă, 40% din tot bugetul a fost transmis anume pentru educație. Pentru că ei au înțeles, investesc acum în capuri, care în creiere, care pe urmă se dezvoltă economia. Noi ce facem acum? Noi rechidem instituțiile de învățământ, noi jumătate din elevi nu țin bacul. Pentru ce? Ce fac mai departe copiii ăștia? Ei nu pot să-și fac studiile mai departe. Chiar poate o parte din ei rău, bun, 3 ani de zile, 4 ani de zile, el mai merge pe coridoarele universității și de acum îi rămâne ceva în cap. El de acum e alt nivel de pregătire. Și noi, dar noi blocăm. Noi lăsăm pe dânși la sap de la bun început. Și noi îi stricăm soarta acestui copil, el mai mult decât la nivelul la care el a ajuns, el nu poate să dezvolte. Deoarece noi punem... Această barieră. Da, noi punem ștampila în frunte că tu ești un prost. Nu ai sunt bacalaureat, tu înseamnă gata, tu nu ești bun de nimic. Și părinții au aceeași atitudine acasă. Ei au să-i spună că ce înseamnă asta, tu nu ai sunt bacalaureatul. Și gata, și asta e un stres psihologic pentru copil și pentru el, moral, el degradează. După aceasta se începe narcomanie, alcoolismul și așa mai departe. Da. Și noi ne mirăm. Domnule Crudu, domnule Bedenschi făcea niște declarații interesante. Haideți să răspundeți după aceea. Eu aveți perfectă dreptate. Acest proiect, să zicem, al Băncii Mondiale, care bine au fost câteva ani la rând, în 2013 a fost reconturat, reconceptualizat, s-au venit astea 40 de milioane de dolari, care urmau să fie îndreptate pe 3 dimensiuni. Deci una din dimensiuni, ceea ce este logic și normal, ați menționat și dumneavoastră, că trebuia să ne gândim că aceste școli ale noastre în Republica Moldova să apară după niște standarde, nu pur și simplu ciopărțite. Noi am avut circa 40% din școli care nu au fost construite pe proiect, au fost adaptate, au fost depozite, au fost baie publică, au fost cărmuire de colhoz, multe alte chestii. Și atunci, încă în 2011-2012, s-au elaborat anumite standarde, cum ar trebui să apară o școală și să încercăm să aducem la aceste standarde școli. Da? Banca Mondială a venit cu acest proiect, dar au mers toate procesele foarte greu și eu cred că doamna Pogoșa, săptămâna trecută, viceministrul Educației în plenul Parlamentului a fost destul de explicită. Ministerul Educației, fostele conduceri, nu au înțeles că nu are capacitate ca să facem, să ne ocupăm noi de reparații. Pentru aceasta s-a creat... Dar nu trebuie să vă ocupați voi cu asta. Trebuia să fie toți banii delegați către acest fond de investiții care au experiențe, care au specialiști și lucrurile ar fi mers mai repede. S-a înțeles lucrul ăsta foarte târziu, după vreo 2-3 ani de discuții și de dezbateri și sperăm să avem susținerea Parlamentului ca să fie restructurat acest proiect și cele 6 școli în care se vor investi sume fabuloase, circa 180 de milioane de lei și în alte 15 încă vreo peste 200 de milioane, cred eu, de lei până în vara anului 2018 să fie finalizate și să vedem roadele. Eu cred că accentul nu e pus corect. Înțelegeți? Noi o să construim clădiri, noi să avem tot ce... Dar noi, nu, renovăm, eu zic ca exemplu. Dar dacă noi nu investim în cadrul didactic, eu vă spun sincer, eu am dragoste față de anumite obiecte din școală, datorită profesorului. Nu eram eu mai bun ca altul în domeniu. Dar profesorul
găsit cheia la mine. Eu sunt de acord. Și, a putut, și anume aceasta, dar, noi dacă nu investim în specialiști care pot să promoveze copilul, care pot să-i găsească cheița la fiecare. Bine, atunci, nu mi-ați dat voie să-mi finalizez gândul. Deci da. Asta a fost una din cele trei priorități ale acestui proiect. Altă dimensiune. Direcție, dimensiune a fost deci elaborarea de politici și formarea continuă în baza noilor standarde profesionale pentru cadrul didactic și de conducere. Și vreau să vă duc la cunoștință că anul trecut noi am instruit circa 1250 de pedagogi și cadre de conducere și de luni, de pe data de 17 iulie până în 3 noiembrie, vor fi instruiți alți 2546 de cadre didactice și de conducere, ceea ce va constitui circa 10% din numărul total de pedagogi și cadre de care avem noi astăzi în învățământul școlar. Lucrurile pe dimensiunea aceasta au mers. Eu v-am spus că tergiversarea mare a fost pe prima dimensiune, cea care în principiu... Ea nu era cea mai important. Da, important, anume de la pedagog. Ea și ea importantă, dar dacă făceam niște școlițe și arătam, uitați-vă, oameni buni, școlile acestea sunt, a fost un indicator foarte bun spus, de la 600 de elevi în sus vor avea aceste școli, ca să vedem și noi să ne bucurăm, uite, așa trebuie să apară o școală, cu viceu, nu în curte, dar în școală, cu apeduc. Unde putem să le facem noi? Noi nu avem localități unde să avem 600 de copii. Noi avem. Asta, da. Asta nu, domnule, asta poate nu, eu vă dau. De ce e vorba și de mediul rural? Hai să vă zic așa. Deci, în mare parte, ceea ce noi am reușit ca aceste 21 de școli, 6 plus 15, să fie câte un reprezentant din fiecare regiune, da? Nu toate regiunile, fără de Chișinău și fără de Bălți. Deci, nu peste tot sunt centre raionale. De exemplu, avem în orașul Iargăra, Leova, avem în orașul Costești, Râșcani, avem în satul Sălcuța, Căușeni, avem în Călăraș, aici, nu departe, am uitat localitatea, îmi scapă localitatea, da? Adică sunt localități sătești. Avem și în orașul Cimișlia, Liceul Teoretic de Circumscriție Mihai Eminescu, care deja spre liceu, mai ales la treapta de liceu, vin copii, au șcămin, vin copii din mai multe localități unde nu este liceu. Celelalte 15, iarăși, este zona geografică, este una foarte variată. Condiția Banca Mondială a pus ca să fie un număr de copii și să avem natalitatea stabilă pe viitorii 5 ani de zile, că să nu investim în școli goale. Eu sper foarte mult că acest proiect va reuși, eu știu, inclusiv cu susținerea dumneavoastră, domnule Bidinski, fiindcă ceea ce vorbiți dumneavoastră este foarte adevărat. Este foarte adevărat, nu poate astăzi sistemul de educație să se dezvolte noi atâta timp până când noi nu o să facem o profesie de profesor, într-adevăr, una de elită, dați să vedem câți studenți, câți abiturienți candidează la un loc la universitate pedagogică. Nu, aici și vreau să noi, spun... Noi mereu, în fiecare an, din an în an, cum mergem, noi avem... Nu completăm, de fapt, incomplet de vreau studenți. Să vă spun că, în mare parte, sunt câteva specialități din pedagogie unde există astăzi puțin concurs. Asta e vorba de învățământul preșcolar, pedagogie, da, învățământul preșcolar și învățământul primar. Avem pe anumite dimensiuni filologia, inclusiv filologia străină, deci limbile străine, și mai puțin solicitări avem din ciclul real, avem foarte mulți solicitanți pe dimensiunea IT, da, informatică. Eu vorbesc tot de pedagogie. Dar ei ulterior nu lucrează în școli. Sunt, se întorc în școli, dar ce am constatat noi, uitați-vă, dumneavoastră, de ce zic că aveți perfectă dreptate, statul trebuie să găsească posibilitate financiară să dea un salariu decent profesorilor. Asta trebuie să încercăm să-i stimulăm pe ei să margă spre facultățile pedagogice. Ce am depistat noi? Deci, am depistat că în ultima perioadă avem un număr impunător de vacanții pe dimensiunea grădiniței. Deci sectorul preșcolar este unicul sector astăzi care este în creștere ca beneficiari. Da? S-au deschis foarte multe centre, foarte multe grădinițe, practic avem în toate localitățile, au crescut în ultimii 10 ani cu vreo 500 de instituții. Au venit copiii, ne-am trezit că nu are cine instrui. Deoarece în 2013-14 s-au lichidat colegiile pedagogice. Domnule Crudă, eu vreau să vă întreb, anul acesta, deja este pregătit proiectul de hotărâre de guvern, revenim la pregătirea specialiștilor, iarăși, în colegiile pedagogice. În colegiile pedagogice pentru educație preșcolară și învățământ primar. De ce? Nu au mers absolvenții facultăților de pedagogie. Iată, ați anticipat întrebarea mea. Spre exemplu, 2016-2017 mi-am notat. Ministerul are o evidență, îmi spuneți câți tineri pedagogi au mers
într-o localitate, după repartizare. Da, dacă îmi spuneați, eu vă aduceam tot tablou, dar acum de la memorie. Da. Deci noi, anul, vedeți că problema care este, absolvenții ai facultăților pedagogice sunt circa 1600. Atât cei care au învățat la buget, cât și cei la facultate. Contract. Dar, la contract, mă iertați, da. Dar există o situație când el are dreptul să meargă să învețe la își continuă studiile la masterat. Ciclul 2. Da, ciclul 2. Da. Și atunci ei parcă noi i-am pregătit, parcă noi le-am dat diploma de licență, da? Dar este dreptul lui să meargă mai departe la masterat și în școli din 1600 au mers în jur de 450 de specialiști. Și cu un salariu mediu? Salariul mediu este pentru toți unui la tânăr specialist. În jur de 3.000 de lei, cu studii superioare în jur de 3.000 de lei, care au mers cu studii speciale, dar noi nu am avut promoții la colegiile pedagogice anul acesta, de aceea diferența dintre salariul cu studii superioare și mediu de specialitate e de 15-20%. Deci salariul astăzi în școală și în grădiniță... Pentru o normă didactică. Pentru o normă didactică se pornește de la 2.955 de lei. Deci aceasta a fost stabilită acum de la 1 septembrie. Și, una din propuneri, care evident ar trebui să vină în ministerul, ci eu mi-aduc anul 89, când a fost adoptat legea cu privire la poliție, prima lege. Da. Cei care este acum, la moment, este... evident, statul nu are resurse, doar cei mai mulți angajați în domeniu sunt anume în educație. Asta trebuie să o recunoaștem. Cel mai mare sindicat este anume și în educație. Peste 100.000 de angajați. Da. Și soluția care ar fi să veniți cu un pachet de înlesniri pentru aceștia. Salariul nostru îl majorați. Dar încercăm să din contul statului. Doar dacă mergem după formula că cost per elev pentru întreținerea acestor instituții, dacă noi vrem să stimulăm profesorii, dar să le dăm anumite înlesniri. Eu foarte simplu spun. Transportul public gratuit. Asta se poate de organizat și să meargă din contul statului. Pentru profesori. Achitarea, de pildă, telefonul în jumătate. Eu nu știu, acolo lumina electrică las fi 20%, 10%. Eu spun, știți cum, exemplu, acum e exprompt ce s-ar putea. Atunci, o parte bună din profesor s-ar gândi că, uite, eu nu am un salariu, dar în total, tot suma care se aceste facilități îndă, ea crește salariul practic dublu. Da, pentru bugetul de stat asta să fie costisitor. Dar aceasta ne va pune să putem avea un concurs real între profesori. Doar având un concurs. Dar dacă noi nu stăm și o să-l ținem profesorul și uite, stai aici, bun, rău, dar ne întrebești ca cineva să vină la lecții, stai cu elevii și dacă ei să nu fac gălăgie, doar în cazul ăsta, dacă noi să putem să-i stimulăm pe ei să aibă. Evident, concursuri internaționale. Eu am primit chiar ieri sau altă, am primit răspuns de la minister, la care concursuri internaționale și au participat copiii noștri și cu profesorii. Da. Noi avem rezultate foarte bune. Practic, eu și-am socotit, în jur de 60-70% din toți participanții noștri la concurs vin cu medalii internaționale, la olimpiade și așa mai departe. Noi trebuie să participăm la mult mai multe. Statul trebuie să investească anume în acești băieți. Vreau să vă spun de anul acesta ce am întreprins, ce vorbiți dumneavoastră de motivație, domnule Bedinski, pentru... Dar altfel nu faceți. Pentru tineri, pentru tinerii specialiști care... Dar și pentru cei bătrâni, tot trebuie să-i menținem. Pentru tineri specialiști se păstrează aceste înlesniri primii 3 ani cât au statutul de tânăr specialist, li se achită gaza de către autoritate, au anumite înlesniri la curentul electric, lemne în cazul când se încălzesc sau tineri, cărbune. La toți stațiile. Dar noi vorbim acum de faptul, ca să ne întoarcem, să aducem tineretul în școală este foarte important și Guvernul Republicii Moldova anul acesta, în luna februarie, a majorat indemnizația care era de la 30.000 de lei, a crescut-o cu 50% la 45.000 de lei, deci toți cei care vor merge în sistem începând cu anul acesta vor primi această indemnizație parcursul a 3 ani de zile, sumă totală de 45.000 de lei, dar eu consider că trebuie să găsim și alte posibilități de stimulare. Dar, cel mai important este, ce n-am zice noi totuși, este și salariul. Salariul trebuie să fie un salariu competitiv, un salariu care să poată... Atunci când noi vorbim despre sistemul educațional, până la urmă vorbim despre un efect al bumerangului. Spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme că la facultățile cu profil pedagogic, pentru unele discipline, deseori nu are loc completarea grupei și atunci, volens, nolens, trebuie să recunoaștem, sunt luați și studenți cu o medie care nu ar face față unui viitor profesor.
în contextul unei reforme educaționale, a unui nivel de pregătire a viitorilor copii, cum trebuie să privim această stare de lucruri? Nu este sănătos, nu este normal atunci când, pe de o parte, am înspărit foarte dur condițiile de susținerea bacalaureatului și pe ultimii ani puține investiții am făcut în cadrul didactic. Da. Deci noi suntem în această mare reformă care ține de dezvoltarea conținutului curriculare care a început anul acesta. Vedeți că iarăși vorbesc de anul acesta, nu ce a fost. Inițiem începând cu 1 septembrie să facem în primul rând evaluarea curriculei actuale, deoarece cunoașteți, știți, sunteți și dumneavoastră părinți. Părinții ne-au vorbit, elevii ne-au spus că avem conținuturi supra-solicitare, avem foarte multe discipline, avem foarte multe ore. Fiecare profesor încearcă să ne dea teme pentru acasă, astfel că înnoptăm cu pregătirea temelor. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ați vorbit dumneavoastră și de bacalaureat. Am avut acum niște sesizări, mai ales anul acesta. Nu știu de ce au venit mai multe, să zic eu, atunci când au zis că testele de la bacalaureat au fost pe anumite item, pe anumite discipline cu anumite greșeli științifice și copiii probabil că au și greșit. Ați anticipat întrebarea mea, cazul au și de greșit, la fizică. Da, cazul de la fizică. Vreau ce să vă s-a zic întâmplat? Că, a fost o eroare a celor vreau care... să vă zic că nu. Au fost discuții. Eu nu sunt gata să vin acum cu o concluzie. Cert este că noi, începând cu septembrie, adică după ce se va finaliza tot procesul acesta, de săptămâna viitoare se începe sesiunea repetată, deci imediat cum finalizăm cu această sesiune de bacalaureat 2017, noi o să procedem la evaluarea testelor pe ultimii 3 ani de zile. Ne interesează în mare parte corespunderea lor cu conținuturile curriculare, în cazul când vom depista astfel de abateri, deci trebuie să ne gândim ce îmbunătățim pentru sesiunea din anul următor, cu ce accente trebuie să venim față de profesor și foarte mult înseamnă și cei care evaluează, cei care stau cu pixul și pun aceste note pentru copii, tot trebuie să fie pregătiți astfel ca să nu suferă copilul până la urmă, da? Da, domnule Bedinski, cum facem ca să nu sufere copilul? Ultima sintagmă. Ca să nu sufere copilul, noi trebuie în clasa 7-a, 8-a, copilul de acum trebuie să știe în viitoare sa profesie. Dacă nu la fix, el trebuie să știe domeniul în care el trebuie să fie specializat. El, noi, la absolviri, eu am avut situația anul trecut, la mine fata a absolvit clasa 12, majoritatea clasei, eu la balul de absolviri vorbeam cu băieții, fetii, ei încă nu știau, unii vor pleca mai departe să-și fac studiile. Aceasta este un absurd. Pentru asta și este profesorul, pentru aceasta este psihologul în fiecare instituție de învățământ, care trebuie să-i găsească viitoarea profesie, să-l îndrume și cel mai important, ce trebuie să facem noi? Fiecare copil trebuie să înțeleagă. El trebuie să-și vândă capacitățile sale. El, dacă el e un meșter bun, el trebuie să învețe de pe timpul școlii să vândă marfa pe care el o produce. Da. Adică capacitatea lui. Dacă el face știință, el trebuie să învețe a vinde știința, a vinde cunoștințele sale. El trebuie să-și poate... Noi trebuie să înțelegem. Noi suntem în economie de piață. Domnilor invitați, ca să revenim la închiderea celor 20 de școli. Noi nu-i pregătim de viață. Da, regia ne zice că mai avem câteva minute la dispoziție. Domnul Crudu, două întrebări cel puțin tranșante. Unde sunt încă cele 20 de milioane de dolari din acest credit? Pe cont. Da? Nu, acești bani, deci din raportul, vă zic, nu m-am documentat, să zic eu, că nu sunt persoana care gestionează acest proiect direct, dar direcția pe care o conduc eu, învățământul universitar, noi avem anumite atribuții și aici. Ele nu sunt cheltuite, este imposibil să cheltui banul care vine din afară, deoarece este un control foarte riguros. Acum știu că în Parlament săptămâna trecută s-a pus la discuție ca să fie discutat redimensionarea acțiunilor din acest proiect, astfel ca proiectul să meargă mai bine. Finalizarea acestui proiect este anul 2018, sfârșitul parmise luna august, dacă nu greșesc, de ce noi suntem interesați ca să cheltuim banii, fiindcă avem nevoie de ei. Dar dacă îmi dați voie, nu ca replică, dar ceea ce a spus domnul Revedinski, atât timp cât societatea va aștepta ca toate lucrurile bune în educarea copiilor să se pună numai doar de la școală. Părintele trebuie să fie implicat alături de copil. Deci în clasă, noi acum am introdus un curs nou, vreau să vă spun, ghidarea în carieră, ceea ce vorbiți dumneavoastră, cum a fost pe timpuri. Noi suntem foarte curioși să vedem ce se va întâmpla. Deci vom putea prin intermediul școlii să schimbăm traseul profesional. Nu, fără ca să implicăm părinții, cred că nu. Anume asta și vă spun, părinții trebuie atrași. Părinții trebuie atrași în joaca asta. Faptul că oamenii pleacă din țară și alegerea carierei, pentru că o bună parte din copii, ca să fim sinceri, se gândesc cum să meargă după mama și după tata. Noi trebuie să înțelegem, profesorii sunt persoane altruiste.
Da. Acestea sunt persoane care își dedică viața sa și cunoștințele sale copilului străin. Trebuie să înțelegem. Dar în același timp, el primește o plăcere enormă când copiii lui obțin anumite rezultate. Domnul Crudu, din cele 20 de școli, câte sunt cu predare în limba de stat și câte cu predare în limba rusă? Deci, din 20, v-am spus că este, deci, din 20 au rămas 18. Da. Celelalte două au fost reorganizate, deci a venit informația eronată, deci din informațiile care deținem noi, toate aceste instituții de învățământ sunt cu predarea în limba română. Deci limba statului nostru, nu sunt instituții de învățământ în lista acelor care sunt cu predare în limba rusă. Necătând la faptul că avem foarte mult, 266 de școli astăzi în Republica Moldova mai sunt, în care instruirea se face în limba rusă, în mai mult de 40% din ele numărul de copii este foarte jos. Localitatea. Ce facem cu profesorii? Unde merg? Marea majoritate a profesorilor se reangajează. Le propuneți dumneavoastră? Le propune Consiliul Raional împreună cu Direcția de Învățământ. Cei care doresc să continuă traseul împreună cu copiii în localitatea unde merg copiii, deci ei își găsesc de activitate în această școală, alții care iau alte decizii, deci iau decizii pe seama de... Dacă faci transportul, totuși o să fie asigurat deci transportul? Noi 96 de unități de transport donate de Guvernul României, în 1 august, ele sunt deja la parcarea Guvernului, deci ele vor fi repartizate, anume 96 de autobuze, microbuze care au venit pentru transportarea circa 7.000 de copii, conform solicitărilor, iarăși venit din localitățile țării. Da, domnule Bedinski, am vorbit despre reforme, am constatat că uneori poate nu am mers pe calea care trebuia. Haideți să fim tranșanți. Poate funcția de ministru ar fi trebuit să fie depolitizată și atunci lucrurile ar fi mers? Eu cred că tot țara trebuie depolitizată. Într-adevăr, noi facem prea mult spectacol. La noi toți politicieni, toți știu ce trebuie să fac, dar nu face nimeni nimic. Asta e problema de bază. Nu trebuie Sandu, ca economist, să fie ministru a educației. Asta încă o dată demonstrează la conducerea ministerului, trebuie să fie tehnocrați, specialiști în domeniu și mai ales la așa minister. Eu îmi închipui cum, nu, așa presupun, să vină la medicină, să vină la Ministerul Sănătății, să vină, chiar un profesor să vină. Cam cum ar putea să conducă cu acest minister? Când ideii n-ar avea de domeniu. Noi trebuie să promovăm în funcție, nu pe criterii politice, dar pe criterii de specialitate. Și începând nu doar cu ministrul, dar cu ultimul lucrător, care este cel mai mic funcționar care este în oricare minister și în oricare structură de stat, trebuie să fie specialist și la locul lui. Să nu fie luat doar ești membru la partidul, să înseamnă că noi te luăm în funcție. Dacă nu, nici nu candida. Domnule Crudu, ziua de mâine în învățământ, cum trebuie să fie și tot în același context, chiar insist asupra faptului, dacă aveți cel puțin aceste date, vârsta medie a profesorilor, fie pe raioane, fie pe țară, Ea este diferită. În unele raioane vârsta medie este de 42, câteva raioane mai tinere, dar vârsta medie astăzi este între 46 și 48 de ani. Sub 50? Sub 50 de ani. Aproape de pensie. Dacă vorbim că mulți sunt pensionari. Da, noi știm că în educație astăzi și este dreptul pensionarilor ca să ceară. Dar nu e cel mai rău lucru când pensionarul lucrează. Fiecare din statisticile noastre, fiecare a șasele angajat cu statut de cadru didactic este pensionar deja. Și circa, dacă nu greșesc, e un jur de 12% sunt din totalul numărul de cadre didactice. Îi avem 40.000 grădiniță școală, 12% sunt de vârstă prepensionară. Deci vârsta medie este de la 46 la 48 de ani, dar iarăși ea diferă de la raion. Sunt unele raioane care depășească această vârstă de sus, da? Dar, sunt altele. Dar bărbați, femei, cam cât procentul? Nu pot să vă zic, dar e clar că prevalează femeile, eu cred că în jur de 70% sunt femei, dacă vorbim de cadru didactic, da? Dacă vedem pe dimensiunea conducători, aici cam 50 la 50, ar zice, datorită faptului că în instituțiile preșcolare, eu cred că 99% sunt femei. Domnule Crudu, la sigur v-a fost acordată cel puțin această întrebare, ce se întâmplă cu școlile în care, admitem, cel puțin ipotetic, nu avem profesor, nu știu, de chimie. Disciplina o predă profesorul de istorie, limba română, asta în contextul calității. Am înțeles. Asta este, în principiu, cea mai mare problemă în școlile mici.
noi avem program de recalificare. Da. Deci, în cazul când în școala mică, v-am spus, de disciplinele astea de la profil oral, de la știință, da? Chimie, fizică și biologie, toate, dacă le luăm de la clasa 7 până la 9, în sumă 20 de ore. Și noi am propus, avem program de recalificare atunci când chimistul este mai aproape de biologie, da? Sau fizicianul este mai aproape de aceste două discipline. Și nici sub o formă să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat și nu aș dori, dacă ne ascultă, să se mai întâmple. Această adresare este față de cadrul de conducere care are statut de angajator, ca istoricul sau geograful să citească matematică, da? Sau ca profesorul de limbi străine să aibă tangență cu disciplinele din profilul real. Deci lucru care nu ar trebui să se întâmple. Poate revenim înapoi cum era înainte, biohim, noi avem specializări duble, avem matematică fizică, avem matematică, și informatică, se rezolvă care avem fizică și biologie. Vă zic, se rezolvă, dar doamne Bedinsc. Deci ține până la urmă de cel care angajează. Dacă eu sunt director, care am trecut prin concurs, am responsabilități, statul mi-a dat mie competență, îmi dă banul și eu sunt responsabil pentru angajare. Am avut azi discuții, vreau să vă zic ceea ce întrebați dumneavoastră, exact același lucru am discutat cu colegii mei care sunt directori ai direcțiilor de învățământ, unde am abordat acest subiect. Deci să nu aștepte că cineva din cosmos o să vină și o să zică, uitați, noi vă dăm 10 cadre didactice. Să încercăm, în măsura în care avem acces către facultățile care pregătesc specialiști, cum ați menționat dumneavoastră, Consiliul Raional, astea sunt entități autonome, iar putea foarte ok, pe de o parte, să motiveze copiii de la ei din raion, să le plătească anumite burse, ca ei să meargă la facultățile pedagogice, să se întoarcă în localități, pe de altă parte, în cazul când identifică un număr de absolvenți de facultăților pedagogice care vor să vină în raionul lor sau vor să vină în Chișinău sau Bălți, să încerce să le găsească motivație. Spuneți-mi, vă rog, iată, suntem la mijloc de vară. Într-o lună jumătate începe procesul educațional. În acest context, școlile sunt gata să înceapă? Vorbesc reieșind din prisma asigurării cu profesori. Bună întrebare, ați spus dumneavoastră. Noi vedeți că stau și mă gândesc. Pe de o parte, suntem criticați că avem o vacanță foarte lungă, da, dar lumea încurcă. Vacanța este pentru copii. Noi suntem toți la, poate la concediu. Da, la datorie. Ceea ce astăzi am dat startul, începutul unui nou an școlar, chiar dacă el se începe la 1 septembrie, da? Unde am întrebat oamenii. Deci noi avem în bugetul statului, sincer să vă spun, deci din cele 6,5 miliarde de lei, cât a alocat bugetul statului pentru grădiniță și școală, dintre care 2 miliarde merg spre grădiniță, restul 4 miliarde către școală, avem pentru reparații capitale curente în jur de 380 de milioane. Este deja de responsabilitate fiecăruia să vedem cum se vor implica, astfel că acești bani să fie valorificați în interesul copilului. Dacă mă întrebați de cadrul didactic, deci atunci vreau să vă spun, colegul meu a venit astăzi cu o informație de la Resursele Umane, care a menționat că au primit astăzi repartizări în urma absolvirii facultăților pedagogice, circa 750 de tineri specialiști, care avem mari speranță că vor veni spre școală, în cazul când nu vor abandona sau în cazul când nu vor merge spre, vă zic încă o dată, spre master. Toate rezultatele respective noi să le cunoaștem, cred că în jur de 5-10 septembrie. Dar noi avem hotărâre de guvern potrivit căreia la anul 1 de studii, instituțiile de stat încheie contracte cu studenții care își fac studii la buget și care sunt obligați 3 ani de zile să lucreze. Da, dar vă zic că care este. Deci, marea majoritate din ei totuși merg, așa cum spuneți dumneavoastră. Dar, dar dacă ar fi contract, atunci cheltuieli Academiei de Poliție o face acest lucru și acești studenți care nu-și onorează obligațiuni și nu lucrează 3 ani de zile în inspectoratele de poliție unde sunt repartizați, ei achită circa 80.000 de lei. Domnule Crudu, îmi spune regia că mai avem 30 secunde, întrebarea mea e scurtă. Poate ar fi cazul să preluăm experiența unor școli profesionale care încheie anumite contracte cu viitori studenți și prin care se obligă ca după absolvire să se întoarcă să lucreze, nu știu, cu agentul economic. Da, cu agentul economic. Vreau să vă spun că noi am încercat, e bună întrebarea și dumneavoastră ați menționat, noi am încercat să facem modificări inclusiv la codul educației, care eu cred că în sesiunea de toamnă a Parlamentului vom veni cu aceste amendamente la anumite articole din codul educației, din sesiunea grădiniță școală, unde avem cele mai mari probleme, că am descentralizat și inclusiv ceea ce spuneți dumneavoastră. Astăzi codul educației nu prevede și nu permite ca să fie acest contract între instituție și cel care îl învățăm noi la buget. Poate trebuie implementat? Cel puțin este în agenda. Este în agenda, codul educației nu prevede. În agenda discuțiilor noastre este, noi am discutat și cum urmează probabil că să vedem cum ne descurcăm pentru viitor. Scurt, cum mișcăm carul din loc? Vă rog. Lucrăm. Și
Lucrăm, lucrăm, răsfrâcăm mâinile și plecăm mâine. Prin muncă, trebuie să muncim. Nu avem timp. Domnilor invitați, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii pentru a continua această discuție. Sunt sigur că multe aspecte au rămas pe din afară. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună!